Știți, vreau să vă întreb, pandemia aceasta de coronavirus, despre care nu știam la începutul anului, abia am aflat în februarie-martie când a luat amploare și în România, a afectat în vreun fel rezultatele acestor programe? Că știu o că să ne-am fie impus o țintă. Curios, o să vă dau un practic anul acesta a fost atipic și dădeam exemplu tot la dumneavoastră că am alocat deci, practic, de când s-a înființat fondul în 2002, în 18 ani, 10% și 27% o treime ca valoare din garanțiile acordate în 18 ani, le-am acordat în 10 luni. Wow! Adică a fost, să spun, un an la profit, nu mai spunem, a avut un profit cu toate că, practic, comisionul nostru de administrare este 0,15. Deci, dacă îl cuantificăm în costuri, numai cât plătim la ONRC, că toată analiza pe care o face fondul de garantare plătește la ONRC pentru baza de date. Și acolo avem costuri pe fiecare certificat constatator. De exemplu, pe IMM Invest avem până acum aprobate 23.000 de credite, ajungem spre 17 miliarde și până la sfârșitul anului sunt deja încă 2-3.000 credite înspre aprobare. Noi sperăm ca anul acesta să închidem cu 25.000 de credite aprobate. O deci, cifră ambițioasă, aș vrem, spune. Nu vrem, IMM Invest și acest guvern a făcut cea mai mare infuzie de capital întreprinderile mici și mijlocii din România din istorie. Adică, practic, ne apropiem de 2% din PIB, bani care, atenție, nu sunt de la bugetul de stat, sunt bani din sistemul financiar bancar. Ei se transformă în bani de la bugetul de stat, să mă exprim așa, în datorie publică, în momentul în care au o garanție, adică peste 6 ani garanția aceasta ajunge la maturitate și întreprinzătorul nu își plătește creditul. Și practic atunci putem considera că în funcție de gradul de default. Vă dau un exemplu, pe programul Noua Casă, prima casă care a început în 2009, s-au acordat 300 de mii de români și au luat case prin Noua Casă și s-au alocat credite în valoare de 41 de miliarde cu garanția statului de 28 de miliarde. Iar default-ul, adică cei care n-au mai putut să plătească, este subunitar de 0,1%, ceea ce reprezintă foarte puțin, pentru că și acel apartament, într-un final, fondul l-a recuperat prin vânzare. Deci aici este foarte important garanția nume și constat, pentru că este cea mai importantă măsură din economie. Se numește măsură anticiclică, atunci când guvernul trebuie să ia măsuri contrar ciclului economic, adică ești în recul economic, trebuie să intervii pe piață cu astfel de instrumente, da, cum este în IMM Invest, cum o să fie acum AgroInvest, un alt program care la fel a fost notificat la Comisia Europeană, a fost, să spun, în primă lectură de guvern, dar din păcate în acest moment nu putem da ordonanțe de urgență. Și în prima ședință când se va constitui un guvern care să poată da ordonanțe de urgență, avem acest instrument pentru agricultură.